salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum știți, mie îmi place cam să împărtășesc cam tot cu voi ce se întâmplă la mine în gospodărie. Așa că am o veste bună pentru voi. Eu știu dacă mai țineți minte cocoșul care a avut probleme la o lăbuță, avea umflat și sper că vă mai aduceți aminte de el. Vreau să vi-l arăt și să vă spun în același timp că avem o veste bună. Cocoșul începe să-și revină. Este foarte răsfățat cocoșul și hai să-l vedem. El este cocoșul care știți că are probleme la lăbuță. Este răsfățatul cășii. Îți ține lăbuța sus, dar să știți că este mult mai bine. Co-co-co-co-co-co, îi facem tratament. Co-co-co-co. Îi facem tratament la cocoș și începe să-și revină. Stai, coco, coco. Ia uitați acolo, nu știu dacă se vede. Stai, cocoșu. Stai. Stai, cocoșu. Vedeți, a desumflat. Când mai calcă, când nu mai calcă. Pe picior, dar s-a desumflat, mai este un pic umflat și începe încet, încet să-și revină cocoșul. Când o să-și revină de tot cocoșul, atunci o să-i facem locul unde o să-l punem cu steghiță cu găinile lui. Acum toată ziua este prin curte. Are toată curtea la dispoziție, are locul lui unde se duce când e noapte sau când ploaie sau astea, se duce acolo înăuntru. Intră înăuntru singur, s-o cam șmecherii de intră în casă pe colidor, te mai fură mâncare de la căței. A, după cum pare, prieteni, nu ne prea lasă ghiță să filmăm. Vrea să fie el centru atenției. Co-co-co-co! Este foarte cu minte. El este cocoșul care l-am scos noi din nou anul trecut și este crescut de noi. Este foarte blând, dar el a mai... Nu, că nu pot să filmez de cocoșei ăștia. Doar el a mai rămas din toată seria care am avut-o atunci, că am avut destul de mulți cocoși și a rămas singurul. Începe să-și revină, mai un pic o să-i facem locul lui. Când o să-și revină mai bine și îl punem cu găinile. Asta l-a anti-turbat aici cocoșul. Ar vrea și el la găinuțe, dar din păcate încă nu se poate. Pentru că e mai bine așa pentru el, pentru că are spațiu unde să umble, verdeață, are mâncare, apă, nu... Nu are rost să-l punem încă la găini. Împreună cu ghiță nu o să-l mai punem pentru că l-am luat de la el de ceva timp și atunci o să-l bată. Și nu-l mai punem cu ghiță. El este, ghiță este tata lui, e puiul de la ghiță. Vedeți, puiul lui. Mai are până se dezvoltă cocoșul, dar mă bucur că începe să-și revină după atâta timp. Vedeți cum se uită ghiță la el.
Co-co-co-co-co-co. Chiar mă bucur că se vine. Trebuie să găsim prietenii un nume pentru el. Să-i punem și lui un nume, că cam toți cocoșii noștri au nume. Mai el e fără nume și cel de Cochinchina. Vedeți cum vine Ghiță pe aici să vadă ce el ar vrea la găini cocoșul, dar deocamdată nu se poate. Să încerc să vă mai arăt o dată acolo, nu știu dacă se vede. Vedeți, s-a desuflat bine, numai un pic mai umflat și are așa ca o crustă deasupra. Dar încerc și cu răbdare și cu tratamente, o să-și revină. S-a îngrășat foarte tare de când îi cu lăbuța, nu are chef să stea. S-a îngrășat foarte tare, că v-am spus, fură mâncare de la câini. O descoperim mâncarea lui câini și e cam greu. Tot pun înăuntru mâncarea să nu mai mănânce, dar mai intră în casă. Intră singur, când are chef, intră singur pe colidor înăuntru la noi. Co-co-co-co! Te deranjează? Băiat! Co-co, dar stai! Nu vrea? Hai să mai vedem un pic pe Ghiță, pentru că, după cum pare, Ghiță e vedeta noastră și cam place să fie filmat la Ghiță. Și când filmezi ceva, nu poate să scape Ghiță să nu fie filmat. Nu, Ghiță? Nu, pă, n-ai cum tu să scapi să nu fie filmat. Gentleman. Gentlemen, cheamă găinile. Mult din gazonul lui Alex. Ghiță, ghiță, ghiță. Ghiță și fetele, ești tu sunt untru. Aici cu Ghiță mai avem... Aici mai avem 9 găini cu Ghiță, care o să vină împărțite cu cocoșelul ăsta, o să vină 4, când o să-și mai revină un pic, că într-o săptămână, două, să le facem și lui țar să-l punem. Și cu Ghiță o să rămână 5. Și atunci este totul perfect făcut, dar acum Ghiță oricum se descurcă cu toate, pentru că și anul trecut tot așa... 9 găini au avut, după a avut 8, deci se descurcă Ghiță. Ia să pui. Ghiță! Acolo numai umbre să văd de la găinia. Stai găi, cocoșul ăla lant. Numai umbrele să văd, și atunci când cocoșește, ba unul, ba altul, atunci celălalt turbează. Dar... nu mai poate să se bată. Face plajă cocoșul. Ăla-i celălalt. Atâi îi place să stea așa la soare. Deci parcă e un câine care face plajă. Aici e cocoșul, un pic mai încolo e Pepsi. Uitați-o și pe Pepsi. De obicei este cu burta în sus, dar... acum văd că stă pe dungă și cocoșul. Tot timpul așa îi place la cocoș. Să stai la soare și după aia când e prea cald se bagă acolo. Vedeți că acolo avem o tufă, acolo așa. Acolo se bagă sub tufa aia, că și-au făcut găinile deja loc și se bagă acolo la răcoare, dar nu știu cum rezistă, că stă cam mult la soare. Îi cam place soarele. Acolo avem o găină nervoasă ce râșche, nu știu dacă o vedeți. Vă arăt un pic și găinile astea de herminat deschis, repede. Și cocoșul ăsta turbat. Co-co-co-co-co-co! Co-co-co-co-co-co!
altfel l-am cumpărat, că pe cocoșul ăsta eu l-am vrut și când l-am luat, atunci a fost atât de blând și de cuminte și după aia l-am ținut separat, l-am ținut un pic izolat și după aia când l-am pus, atunci deja au început să sară, corafui, vezi că sare. Și după aia când l-am pus cu găinile teroare cu el. Uite ce mers are. Pun așa să vedeți pe amândoi. Mă vine tot timpul aici Cora, blășea după noi. Într-adevăr e mai mare, dar tot ghiță-i frumusețea. Sper că v-a plăcut filmulețul care l-am făcut pentru voi, că am vrut să vă arăt și vouă că își revine cocoșul, nu prea vrea să stea la mine aici. Am vrut să vă arăt și vouă că începe să-și revină cocoșul și sper că v-a plăcut acest filmuleț și sper că vă place și vă bucurați alături de mine că își revine cocoșul și mai un pic o să-i facem și lui familia lui și o să fie și el închis într-un spațiu amenajat, doar el și găinușele lui. Aici e Ghiță. Uitați cum se uită. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și dacă v-ați abonat, nu uitați să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificările. Ca să primiți imediat notificările când eu postez un clip frumos pentru voi. Asta rămâne doar la plăcerea voastră dacă vă doriți sau nu. Eu vă urez o zi faină în continuare sau seară, nu știu cât o să fie pus acest clip. Noi să ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi, vă salut cu respect, ceau!